Dacă în 6 din primele 7 luni ale anului în curs, rata șomajului a fost în scădere în județul Hunedoara, în august aceasta a înregistrat o creștere destul de semnificativă de 0,77 puncte procentuale. Această creștere era așteptată de către cei de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara din cauza disponibilizărilor care s-au efectuat la Complexul Energetic Hunedoara. Așa cum ne așteptam, la luna august înregistrăm o creștere a ratei șomajului de 3,92 față de august 2020, unde era 3,64 și față de iulie 2021, unde era 3,15. Rata șomajului se înregistrează o creștere din cauza numărului de șomeri înregistrați de la Complex Energetic Hunedoara. Din păcate, disponibilizările nu se vor opri aici. Conform directorului executiv al AJOFM Hunedoara, George Tatomuța, până la sfârșitul anului vor mai fi în jur de 650 de șomeri, în urma anunțului făcut de o societate comercială cu sediul județean central în Deva, ceea ce va duce foarte probabil la o nouă creștere a ratei șomajului. Așa, după cum știți, în luna noiembrie vom avea alte disponibilizări, noiembrie-decembrie, de la SUS Deva, în jur de 640 de persoane, probabil că rata șomajului va mai crește și atunci. La finele lunii august, ultima perioadă pentru care s-au colectat datele centralizate din teritoriu, în evidențele AJOFM Hunedoara erau înregistrați 6700 de șomeri, dintre care aproape jumătate erau neindemnizați. Cea mai mare parte a șomerilor din județul Hunedoara sunt bărbați cu studii liceale și cu vârsta cuprinsă între 40 și 49 de ani.